Câteva mii de yoghini din New York au sărbătorit solstițiul de vară printr-un moment de liniște, în mijlocul agitației și grabei din marelui oraș. Ei și-au practicat exercițiile chiar în inima metropolei Times Square, unde au avut nevoie de concentrare maximă pentru a rămâne cu mintea senină. Evenimentul intitulat Mintea mai presus de nebunie s-a desfășurat în așa numita răscruce a lumii, intersecția dintre Bulevardul Teatrelor, Broadway și o altă mare arteră din New York. Organizatorii spun că au vrut să aducă puțină liniște și pace într-un oraș în care agitația nu încetează niciodată. We're trying to create a little ocean or perhaps just a little lake or maybe just a drop of serenity in the midst of all this madness. Conduși de un instructor, yoghinii amatorii au adoptat diferite poziții sub privirile trecătorilor pe care spectacolul i-a făcut într-adevăr să se oprească fie și un minut. După încheierea demonstrației, participanții au recunoscut că au trăit senzații unice, dar în același timp au făcut mari eforturi pentru a se concentra. It is hard. It's hard, especially with everyone, the crowds watching us, and we're packed in a ton of people here. In the studio, it's quiet, and you're able to really focus on each position here. There's a little bit more distractions, but it's also a beautiful day outside, and there's a lot of good energy, so it's been a great day. Manifestarea a fost sponsorizată de o firmă de material sportiv care a oferit gratuit covorașe de yoga pentru toată lumea, dar organizatorii resping orice conotație publicitară. Ei spun că au dorit, dimpotrivă, să arate că liniștea spirituală este mult mai importantă decât goana după bunurile pe care reclamele ne fac să ni le dorim.